Sau mă rog, nu vreau să fac în totalitate, un anumit market timing facem cu toții. În Anglia legile sunt cu totul diferite față de România în acest sens, nu primești mai nimic. Totalul sumelor investite au ajuns aproape de 100.000 de, de dolari. Educația și acumularea de cunoștințe sunt foarte importante pentru că astea nu ți le poate lua nimeni. Vă salut, am revenit cu episodul 23, după ce am vorbit acum câteva zile despre companiile pe care le-am vândut în luna ce tocmai s-a încheiat. Astăzi vă voi arăta în ce am investit suma de 5600 de dolari. Vă voi arăta și situația portofoliului la zi, lună record în dividendele încasate și multe, multe altele. După care va urma și Marius cu al său episod 23, în care și el vă va prezenta activitatea recentă din portofoliul său. Și sunt curios în ce ați investit și voi în ultima perioadă, așa că vă aștept ca întotdeauna în comentarii. Urmează să încep o serie nouă de episoade de Q&A, probabil voi face cam un clip pe lună, în care să aleg cele mai bune și cele mai interesante întrebări puse de voi și să vă răspund într-un video mai detaliat așa decât într-un simplu comentariu. Așa că orice întrebare interesantă ai avea, poți folosi întotdeauna secțiunea de comentarii de mai jos. În rest, vă mai spun încă o dată că vă mulțumesc pentru faptul că ne urmăriți, apreciem foarte mult și abia așteptăm să trecem de borna de 7000 de urmăritori. Și apoi, cum zicea cineva în comentarii. Nice. No bun, din ce am spus în clipul trecut, am investit în două companii plus două mai speciale. Prima dintre ele este MAA, Ritul Residențial Mid America Apartments. Am cumpărat două acțiuni la prețul de 122 de dolari, între timp au ajuns pe la 126. Este un rit foarte bun, după cum vedem avem un car CDS aproape impecabil, la nedeptul Ebida unde mi-ar plăcea să văd o valoare între 4 și 6, de obicei companiile iau X pentru că au peste 6, la Mid America avem aici un X pentru că au nedeptul EBITDA sub 4, așadar un nivel al datoriilor foarte bun pentru această companie, vedem creșteri foarte bune în FFO per share și AFFO per share în oglindă cu dividendul. Avem în acest moment un dividend yield de 4,4%, iar dividendul a fost crescut CAGR ce în ultimii 5 ani cu 6,1%. Din punct de vedere fair price, l-am calculat undeva la 135 de dolari, a coborât recent sub 120, din punctul meu de vedere o zonă foarte, foarte bună. Iar dacă ne uităm pe graficele de corelație, vedem că din punct de vedere FFO, în ultimii 10 ani, sau mai degrabă în ultimii aproximativ 7 ani, a stat în mare parte peste această linie albastră. În acest moment suntem exact pe linia albastră. Când ajunsese la peste 220 de dolari. Se vede foarte bine că Street conform acestui grafic era mult supraevaluată. Dacă ne uităm la AFFO este cam același lucru, iar la încasări la fel. Mai jos pe graficul Dividend Yield Channels, cam același lucru, a stat în ultimii 10 ani mai mereu pe la mijlocul acestui grafic, chiar, pe, chiar aproape de linia roșie, iar în acest moment ne aflăm aproape de linia verde. Ne-am mai aflat în acest punct doar la creșul din martie 2020, lucru care se vede și pe celelalte grafice. Mi-am scăzut așadar prețul mediu care acum este undeva pe la 138 de dolari. Dețin în acest moment 7 acțiuni Mid America Apartments, acțiuni care valorează aproximativ 888 de dolari și care reprezintă 2,85% alocare din valoarea curent și 2,68% pondere din venit, asta fără a lua în calcul companiile pe care le dețin neplătitoare de dividend. Compania numărul 2 este surprinzător probabil Alibaba. Am cumpărat 5 acțiuni la prețul de 78 de dolari, 79 aproape. Au anunțat recent că vor da dividende, un lucru total neașteptat. Nu cred că se aștepta nimeni la asta, dar e mai puțin important faptul că dau dividende. Ce mă interesează este că ultimele raportări și în special ultimul raport a fost unul bun. Se văd deja îmbunătățiri pe mai multe segmente de business. Nu voi parcurge tot acest raport pe Q3 2023. Poate voi face un clip doar despre asta. Dar a fost un raport bun, zic eu, cu toate astea prețul a continuat să scadă, tipic acestei companii în ultimii vreo 2 ani. Aparent și datorită faptului că au anunțat că renunță la spin-off-ul diviziei de cloud, dar în mare parte evident din cauza că vorbim de China și sentimentul pieței în direcția asta este unul groaznic, de extrem fir. Deși dacă ne uităm la Pinduoduo Holdings cu ticker PDD, aceștia au crescut în ultimul an aproximativ 68%. 71% year to date, deci se poate. Iar Alibaba din punct de vedere financiar este totuși o companie cu datorii zero, dacă mergem puțin mai jos vedem că aceștia au un total al datoriilor undeva la 27 de miliarde și o poziție cash de 78, una impresionantă, întoarsă acum către investitori atât prin buybacks cât și mai nou prin dividend. Dar până sentimentul nu se va schimba cu privirea la compania asta, probabil nu vom vedea ceva similar cu Pindu, indiferent ce raportează... Alibaba. Eu am ales așadar să-mi scad prețul mediu mai ales că nu mai adăugasem de vreo 2 ani am zis că nu mă mai ating până nu văd o îmbunătățire măcar în financiare în speță marge și creșteri am văzut-o acum și singura problemă pe care o am este că e cea mai mare poziție am undeva la 2300 de dolari investiți în Alibaba mult peste aproximativ 1300 în a doua poziție care este Realty Income în acest moment dar sunt foarte, foarte curios ce părere aveți și voi despre ultimele știri legate de Alibaba. Și trecem acum la cele două poziții speciale pentru că sunt două ETF-uri pe bonduri americane. Cei care mă urmăriți constant știți că aveam o poziție cash aproape de 20.000 de dolari și am decis să îndrept o parte din această sumă către aceste două ETF-uri, DTLE, iShares Treasury Bond UCITS ETF și VT Vanguard Treasury Bond UCITS ETF. La primul dintre ele am cumpărat 1000 de bucăți la prețul de 3 euro, un ETF cu distribuție semianuală, iar la cel de-al doilea am cumpărat 100 de bucăți la prețul de 19 euro, un ETF cu distribuție lunară. N-am reușit să găsesc pe Google ETF-ul denominat în euro, acesta este în lire, nu știu cât le voi ține probabil cât va fi necesar în funcție și de cum se comportă piața de acțiuni, dar oricum, mai mult ca sigur, nu le voi ține pe termen lung. Momentan nu cred că voi da greș cu ele, având în vedere o posibilă oprire a Fed în ceea ce privește măririle dobânzii de politică monetară. Dividendul, dacă îi pot spune așa plătit este unul ok, având în vedere dobânzile la titlurile de stat americane, le-am luat denominate în euro și cam asta e. În total am investit 5600 de dolari, 3277 mai exact, dacă scădem valoarea companiilor vândute și explicate în episodul trecut, evident aceia au fost bani realocați. Iar impactul în dividendele anuale, mergem puțin mai sus, dividendele nete anuale, implicit și cele lunare, au scăzut un pic 1,74%. Asta pentru că nu includ aici și ce primesc din ETF-urile pe titluri de stat. Momentan consider alea ca ceva extra. Mă voi mai gândi pe parcurs cum voi construi tot acest model de urmărire a portofoliului. Deci e ceva neobișnuit pentru că dacă ne uităm la lunile precedente, dividendele anuale și lunare în medie obișnuiau să crească de la lună la lună, 7,4%, 7,1%, 4,2%, 2,8% și așa mai departe. Cu siguranță vor continua și de acum încolo să crească pentru că, după cum ziceam, a fost o lună neobișnuită. Ce mai avem aici? Profitul marcat, 1036 de dolari față de 567 cât aveam luna trecută. Practic s-a dublat după ce am vândut pozițiile prezentate în episodul trecut. În luna noiembrie S&P 500 a avut o creștere de 7,79%, una fabuloasă, după ce în octombrie scăzuse cu 2,21%, portofoliul meu la fel scăzuse cu 2,71%, iar luna aceasta a crescut cu 6,19%, însă menționez că aceste date nu includ companiile fără dividend, dacă le includ și pe acelea, portofoliul meu a crescut în noiembrie undeva aproape la fel ca SP500. Iar dacă ne mutăm pe dashboard, avem acest grafic, unul foarte important. După cum vedem, a fost o lună record în dividendele încasate, 116 dolari. Până acum record era august 2023 cu 105. În luna noiembrie din 2023 am încasat undeva la 58 de dolari, reprezentând o creștere de 99,4% year-over-year. Am 893 de dolari, aproape 900, încazați în dividende anul acesta și cu încă vreo 100 și ceva, să zicem, în decembrie, probabil voi trece de 1000 și vom vedea ce se va întâmpla la anul când, sper eu, voi trece de 2000 de dolari în dividende încasate. După cum vedeți, mi-am fixat aceste obiective cu mult timp în urmă, 1200 pe anul acesta și 2400 pe anul viitor. Aici voi încerca pe cât posibil atingerea acestor obiective, doar că... În situația de față în care ne va stă cu copilul. În Anglia legile sunt cu totul diferite față de România în acest sens. Nu primești mai nimic. Așadar am rămas doar pe un salariu al meu. Cel mai probabil va trebui să ne și mutăm la anul. Din nou, ăsta fiind cel mai mare gând care mă apasă să zic așa. Nu mă plâng în niciun caz, dar sunt conștient că nu vor fi ușor de atins aceste obiective. Însă ca întotdeauna eu încerc să rămân pozitiv și vom vedea ce ne va rezerva și anul 2024 și mai apoi 2025. Portofoliul overall arată în acest moment cam așa. Am cel puțin 10 companii care au plus mai mult de 35% și doar o companie cu minus peste 35% aceea este Walgreens. În acest moment, din punct de vedere valoare curentă, top 3 alocări sunt Realty Income, Tiro Price și William Sonoma, iar din punct de vedere al venitului, Realty Income, British American Tobacco și Rio Tinto. Mergem și pe tabul sume. Totalul sumelor investite au ajuns aproape de 100.000 de dolari, mai exact 99.690. Dacă iau un calcul absolut toate fondurile pe care le-am pus aici adică undeva la 41% în acțiuni, care înseamnă cam 41.500 de dolari, după cum vedem aici. Din ăștia 41.000, 31, 31.000 sunt investiți în companii ce oferă dividend și aproximativ 10.400 în companii ce nu oferă dividend. Mai am aproximativ 15.600 de dolari în cash, care reprezintă, după cum vedem pe acest mic tabel, undeva la 15,7%. Alții aproape 20%, adică în jur de 19.000 sunt în pensia privată, în fondul pe care îl puteți vedea aici, updatat pe luna noiembrie. 6% în titluri de stat după investițiile făcute luna aceasta. Am aici cele două ETF-uri, DTLE și VUTI. 11%, adică undeva la 11.000 de dolari, îi am în depozite la termen în lei. Și mai am vreo 5% în depozite în lire, plus o poziție foarte mică, 0,46%, adică undeva la 440 de euro investiți în ETF-ul de Emerging Markets. Și cam așa arată portofoliul meu după luna noiembrie. Am încheiat cele două episoade de update. A fost o lună interesantă și personal cred că raliul de pe SP500 va continua și în decembrie. Asta evident nu mă va opri să investesc acea sumă minimă de 1000 de dolari, indiferent ce se întâmplă, pentru că nu vreau să fac market timing, sau mă rog, nu vreau să fac în totalitate, un anumit market timing facem cu toții, vreau să investesc constant însă să acumulez iar ce economisesc în fiecare lună peste suma aceea de 1000 de dolari, să investesc în funcție de oportunități și de cum se prezintă lucrurile. Abordarea asta o consider eu cea mai corectă și cea mai potrivită pentru mine și pentru familia mea. Evident nu înseamnă că e corectă și potrivită și pentru tine, tocmai de aceea luați totul ca pe o sursă de inspirație, o sursă din care să învățați ceva și niciodată, dar niciodată să nu copiați pe nimeni. Pentru că există șanse foarte mari să nu aveți succes copiind. După cum îmi place mie să spun și după cum afișez mesaje de genul prin toată baza de date, educația și acumularea de cunoștințe sunt foarte importante pentru că astea nu ți le poate lua nimeni, pe când copiatul nu va funcționa niciodată, iar Roy va promova întotdeauna primele puncte. Așa că dacă te-a ajutat și clipul de astăzi în vreun fel, like, share, subscribe, pentru că astea mă ajută și pe mine, iar până data viitoare eu am fost Claudiu, vă salut! La revedere! Site-ul meu preferat pentru research și analize este Seeking Alpha. Dacă faci stock picking și vrei să alegi cele mai bune companii pentru portofoliul tău, un abonament Seeking Alpha Premium deblochează mii de articole de research pentru mii de companii din toată lumea. Alături de quant rating, dividend rating, screenere, statement-uri sau articole educaționale, fac din Seeking Alpha o platformă completă care, după părerea mea, își merită toți banii. În funcție de promoția existentă în prezent, poți beneficia de o reducere de 50 până la 80% dacă folosești linkul meu din descriere. Este momentan singurul site pe care îl folosești zi de zi și singurul pe care eu am ales să-l promovez. Clic pe al doilea link din descriere și beneficiază de tot ceea ce oferă Seeking Alpha la o reducere semnificativă.